Acum îmi pică pisa. Habar n-are despre ce vorbește. Fii serios, mă doare în cot. Salut și bine v-am găsit pe canalul meu YouTube. Scopul meu este să vă ajut să învățați limbi străine prin intermediul unor conținuturi interesante și relativ ușor de înțeles. Săptămâna aceasta vom vorbi despre niște expresii folosite foarte des în limba română, pe care poate nu le veți găsi atât de ușor în manuale sau în cursuri online. Aceste expresii fac parte din limbajul informal românesc. Atunci când învățăm o limbă străină, este important să ne ocupăm și cu această parte a limbii, altfel poate fi greu să avem o conversație cu vorbitorii nativi ai limbii respective, care, evident, folosesc limbajul informal foarte des. Desigur, cea mai bună variantă pentru a învăța limbajul informal este să vorbim cât putem de mult cu vorbitori nativi. Dar, din păcate, aceștia nu sunt mereu ușor de găsit, așa că m-am decis să creez acest video. Sper că vă va ajuta. Haideți așadar să începem! Vezi să nu. Dacă traducem această expresie direct în engleză, arată destul de ciudat. Dar, în acest context, folosim verbul a vedea cu sensul de a avea grijă. Deci, vezi să nu devine ai grijă să nu se întâmple un anumit lucru. Însă, în realitate, nu este vorba despre un avertisment, pentru că expresia este folosită în mod ironic. Deci, este de fapt opusul unui avertisment, adică n-ai de ce să-ți faci griji, pentru că este foarte improbabil că lucrul respectiv se va întâmpla. Așadar, folosim vezi să nu pentru a exprima că suntem sceptici în legătură cu ceva. Mie îmi place această expresie foarte mult pentru că este foarte expresivă. Este mult mai eficient să spui vezi să nu decât eu consider că acest lucru este foarte improbabil. Dar, tocmai pentru că este atât de puternică, trebuie să fim atenți atunci când o folosim, să nu cumva să jignim pe cineva. Tocmai am terminat examenul. Sper să trec. Vezi să nu. Mă doare în cot. Această expresie înseamnă pur și simplu nu mă interesează, nu-mi pasă. Niciodată n-am înțeles de unde provine de fapt această expresie, așa că am căutat pe Google și am găsit o explicație plauzibilă. Nu știu dacă este adevărată sau nu, dar conform acesteia, durerea în cot este o problemă serioasă, iar dacă un eveniment ar fi destul de grav, el ar putea cauza o durere serioasă, deci ne-ar păsa de acel eveniment. Dar iarăși este vorba despre o expresie ironică, deci evenimentul nu este destul de grav să cauzeze o durere serioasă, deci nu îmi pasă de acel eveniment, sau lucru, sau persoană. Înțelegeți? Și această expresie are și niște variante mult mai vulgare, pe care nu le voi menționa în acest video. Aș bate joc de cineva. Există o mulțime de expresii cu verbul a bate. În acest video vă voi prezenta 3 dintre ele. Prima este expresia aș bate joc de cineva, care înseamnă a râde de cineva, a înjosi, a insulta pe cineva. Această expresie poate lua mai multe forme, de exemplu cea a verbului a batjocori sau a substantivelor bătaie de joc, batjocură sau batjocorire. Dacă alegem varianta aș bate joc, este important să folosim forma reflexivă pentru că a bate joc nu este corect. A bate la cap. A bate la cap înseamnă a enerva, a nu lăsa în pace, a sâcâi. Nu prea am ce adăuga, este destul de logică expresia, adică bați pe cineva la cap cu prea multe cuvinte sau prea multă vorbă. A bate câmpii. A bate câmpii înseamnă a vorbi pe lângă subiect, a vorbi aiurea. Expresia provine din limba franceză, battre la campagne. Battre la campagne. Battre la campagne. Battre la campagne. Expresia provine din limba franceză, battre la campagne, unde este folosită cu un sens similar. Poate sună cam ciudat, dar dacă ne gândim mai bine, are sens. Verbul a bate are aici sensul de a vagabonda, a hoinări. Așadar, cine bate câmpii este cu capul în nori, lipsit de griji, nu este concentrat la un lucru concret, deci este predispus să vorbească fără sens. A nu avea habar. Evident, expresia nu se folosește la modul infinitiv, iar atunci când o conjugăm, se răstoarnă ordinea obișnuită a cuvintelor, deci în loc de n-am habar, folosim habar n-am. Habar n-am este o expresie folosită extrem de des. Înseamnă a nu ști absolut nimic în legătură cu ceva, a nu avea nici cea mai vagă idee. De exemplu, cum m-am simțit permanent eu și probabil mulți alții în timpul carantinei. Ce zi e astăzi? Habar n-am. Cât e ceasul? Habar n-am. Câte zeci de seriale am terminat în ultimele 3 zile? Habar n-am. A se uita ca mâța în calendar. Un sens similar cu habar n-am are expresia a se uita ca mâța în calendar, ceea ce înseamnă că cineva se uită la ceva sau citește ceva fără a înțelege nimic. Evident, atunci când o mâță sau o pisică, mâță și pisică sunt sinonime, se uită într-un calendar, habar n-are la ce se uită. Habar n-are, vă amintiți? Ați învățat deja ceva. Ai face cuiva capul calendar. Că veni vorba de calendar, o altă expresie care folosește acest cuvânt este ai face cuiva capul calendar, adică ai umple cuiva capul cu prea multe informații, zăpăcindu-l complet. Ceea ce e puțin ciudat, pentru că în ziua de azi calendarele sunt destul de simple, de minimaliste, dar aparent pe vremuri erau pline de tot felul de informații. Habar n-am. Ai pica fisa. Ai pica fisa înseamnă că cineva realizează brusc ceva, are o revelație, înțelege dintr-o dată cum stau lucrurile. O fisă este o bucată de plastic sau de metal în forma unei monede, care este folosită, printre altele, la jocurile de cărți sau pentru a activa un automat. Deci atunci când pică fisa, se întâmplă ceva ca la un automat, poate? Adică pică și... Aha! Habar n-am. Râde ciop de oală spartă. Această expresie poate nu este folosită la fel de des ca și unele pe care le-am menționat mai devreme, dar mie îmi place foarte mult. Țin minte că atunci când am auzit-o prima dată, la vârsta de 7-8 ani, am râs câteva minute în șir. Este practic echivalentul expresiei pot calling the kettle black, adică cineva râde de cineva sau critică pe cineva fără a realiza că este de fapt însuși în aceeași situație. Mai spart. Încă o expresie cu a sparge și, sincer, una dintre expresiile mele preferate este mai spart. Sensul expresiei este puțin greu de definit pentru că ea poate avea o mulțime de nuanțe diferite. Dar eu aș defini-o ca și o reacție la ceva absurd, la care nu știm cum să reacționăm altcumva, sau o non-reacție. De exemplu, pot să fii înmormântat pe Marte, dar costă 7.568 de trilioane de lei. Mai spart și eu acum ce să fac? Am ajuns la sfârșitul listei, sper că v-a plăcut videoul și că ați învățat ceva. Nu uitați că aceste expresii sunt folosite în limbajul informal, deci să nu le folosiți, de exemplu, atunci când vorbiți cu autoritățile sau în documente oficiale. Stimate domnule Papp, prin prezenta vă informăm că veți fi evacuat din apartamentul dumneavoastră pentru că nu ați plătit chiria de 3 ani. Mă doare în cop. Dar dacă le folosiți corect, ele vă vor ajuta să vorbiți limba română într-un mod autentic, asemenea unui vorbitor nativ. Mulțumesc pentru vizionare, abonați-vă dacă vreți, un like m-ar ajuta foarte mult și spuneți-mi în comentarii care este expresia voastră preferată. Ne vedem săptămâna viitoare! Pa, pa!